Fraților, astăzi, cu ajutorul celor de la OTP Bank, vom discuta despre operațiunea cigareta 1 și cigareta 2, printre cele mai mari jafuri comise cu ajutorul statului în România anilor 90. În 2007, filmul American Gangster reamintea lumii că nimic nu poate astâmpăra setea de bani și nu poate sta în calea dorinței de înnavuțire a unor indivizi determinați și lipsiți de scrupule bazat pe viața narcotraficantului din Harlem, Frank Lucas, interpretat de către Denzel Washington, filmul s-a remarcat prin dezvăluirea filierei de introducere a heroinei în Statele Unite ale Americii, dinspre Triunghiul de Aur, legendarul ținut al drogurilor de la granița dintre China, Thailanda, Laos și Myanmar. Dintre toate, o scenă a reținut cel mai mult atenția privitorilor, aceea în care drogurile sunt purtate către Țara tuturor posibilităților pe calea aerului, ascunse în sicriele soldaților americani uciși în războiul din Vietnam. Pentru că morții nu mai au vicii, cei vii s-au gândit să-i folosească pe cei plecați pentru a și le satisface pe ale lor. Mai mult de atât, filmul arăta și conexiunile inevitabile între lumea interlopă și instituțiile statului, într-o societate care se dorește a fi un etalon de civilizație și bune practici. De altfel, aventura din Vietnam a continuat într-o formă sau alta, fiind de notorietate implicarea CIA în traficul de droguri din anii 80. Povestea asta ne spune două lucruri simple. Primul e acela că etica de orice fel nu poate sta în calea dorinței de câștig cu orice preț. Cel de-al doilea este că niciun stat din lume nu e imun la criminalitate, corupție și fără de lege. Iată de ce viciile au fost și continuă să fie surse enorme de profit. Dincolo de droguri și alte substanțe nocive, de mii de ani oamenii au avut două astfel de obiceiuri, alcoolul și țigările. Deși astăzi suntem însoțiți pretutindeni de avertismentele privind consecințele negative ale excesului de alcool și țigări, suntem departe de a ne gândi măcar că am putea renunța la ele. Numărul fumătorilor la nivel planetar nu poate fi stabilit cu exactitate, dar e estimat în jurul unui miliard. În fiecare an, în lume, se vând aproximativ 6,5 trilioane de țigări, ceea ce înseamnă aproximativ 18 miliarde de țigări pe zi. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, în 2017, 7 milioane de oameni piereau în fiecare an din cauza unor afecțiuni generate sau agravate de fumat. Primele trei țări în topul fumatului erau China, Bielorusia și Libanul, în vreme ce România se afla pe un onorabil loc 27. În acest context, 30% dintre adulții din România sunt fumători curenți, cu o medie de 16 țigări pe zi. În 2022, piața de țigări de la noi a atins aproximativ 36 de miliarde de bucăți, în valoare de 1,4 miliarde de euro. Așadar, e lesne de înțeles de ce, de-a lungul istoriei, lupta pentru dominarea piețelor de profil a fost aprigă. Departe de America, la începutul anilor 90, România redescoperea voluptatea viciului. Aveau să treacă încă ani buni până când aici să se consume mai frecvent și droguri tari care chiar zilele astea fac ravagii. La început, cel mai cunoscut drog de pe la noi era aurolacul, care devenise simbolul ratării sociale și al incapacității unui stat de a-și îngriji copiii cu probleme. Acesta era legat de un alt fenomen al vremii, despre care vom vorbi într-un alt episod, acela al orfanilor și copiilor internați în cămine spital. Dar mari afaceri ilicite ale perioadei au fost legate de un viciu mult mai comun și cu efecte diferite de cele ale drogurilor, țigările. Așa au ajuns celebre în România anilor 90 două cazuri de contrabandă cu implicații la vârf care aveau să intre în istorie cu numele de țigareta 1 și țigareta 2. Precum în exemplele de mai sus, ele aveau să se dovedească o sursă extraordinară de bani și aveau să se sprijine pe relațiile de corupție dintre contrabandiști, și stat. Și pentru că infractorii noștri încă mai aveau de învățat între ale hoției fără frontiere, cei care au pus la cale aceste afaceri au fost cetățeni români de origine arabă. De atunci încoace ne-am obișnuit să auzim pronunțate în jurul nostru nume cu o astfel de rezonanță, mai puțin obișnuită, uitând că, la început, au fost studenții. În 2016, istoricul Marius Oprea a publicat o carte esențială pentru înțelegerea subiectului despre care vom vorbi astăzi, intitulată Mafia arabă în România. Fost consilier al lui Emil Constantinescu, în septembrie-noiembrie 2000, acesta a întocmit un raport pentru o structură înființată la 7 ianuarie 1997, Consiliul Național de Acțiune împotriva corupției și crimei organizate. CNAICCO. La vremea aceea, înființarea acestei structuri venea tocmai în contextul în care noul regim politic instalat în 1996 se confrunta cu o corupție endemică. De altfel, imediat după înființare, a reieșit că din această cauză România pierduse anual, până în 1997, 600 de milioane de dolari. Documentele produse în acest context stau la baza cărții lui Marius Oprea și ne ajută să pătrundem dincolo de perdeaua de fum a corupției. În cursul întocmirii raportului, autorul a avut acces la surse care la vremea aceea erau inaccesibile cetățeanului de rând: rechizitorii, sentințe, informări, rapoarte, interogatorii. Toate acestea dezvăluie încă o pagină din Cartea Corupției Anilor 90. Originile celor două țigarete se găsesc în anii 80, când relațiile politice ale României cu statele arabe s-au intensificat, pornind de la premise economice. Atunci, Nicolae Ceaușescu juca rol de mediator și prieten fără frontiere, în timp ce căuta piețe de desfacere pentru produsele agriculturii și industriei românești. Grâne, utilaje industriale, autoturisme și autocamioane au luat calea lumii arabe. De asemenea, muncitori și specialiști români au ajuns să lucreze din Maroc până în Irak, în domenii variate. În contextul în care Ceaușescu dezvolta legături cu lideri precum Yasser Arafat sau Muammar al-Gaddafi, România a oferit oportunități educaționale tinerilor arabi. În acest context, mii de studenți din țări precum Siria, Liban sau Iordania, dar nu numai, au venit să studieze în universitățile din București, Cluj, Iași, Timișoara sau Craiova. Poate cel mai cunoscut rezultat al acestui proces este contingentul masiv de studenți mediciniști. Politehnica și Agronomia au fost alte două facultăți vizate de către aceștia. În griul urban al anilor 80, studenții arabi erau o pată de culoare. Spre deosebire de români, aceștia aveau niște calități native care aveau să se dovedească foarte utile la noi. Stăpâneau infinit mai bine arta negoțului și a tocmelii. În condițiile în care România devenea un stat tot mai opac și ermetic, tinerii studenți au practicat aici un mic comerț ilicit cu țigări, parfumuri, cafea, blugi sau videoplayere. În schimbul tolerării acestui negoț, unii dintre ei au devenit informatori ai securității, care își asigura în acest fel controlul asupra fenomenului și beneficiile materiale. Așa după cum remarcă Marius Oprea, după 1989, tocmai din aceste legături bolnăvicioase, s-a zămislit contrabanda cu țigări. Oamenii care serveau drept intermediari între serviciile secrete românești și lumea arabă au acaparat piața și au pus la cale o afacere de proporții uluitoare. Nu e de mirare că anul 1989 i-a găsit pe aceștia mult mai pregătiți să facă față provocărilor economice, spre deosebire de români. Mulți au simțit oportunitățile și au rămas pe loc. În apele tulburi ale tranziției, spiritul oriental i-a ajutat să răzbată. Descurcăreții s-au împărțit la rândul lor în două mari categorii. Unii au rămas la micul și nesemnificativul comerț, alții au obținut slujbe și s-au sedentarizat în România, iar o mică parte a pus la punct comerțul de contrabandă care a dominat România multă vreme. Poate cel mai cunoscut dintre acești oameni până în ziua de astăzi a rămas Raed Arafat, palestinianul născut în Siria, care în septembrie 1990 la Târgu Mureș a pus bazele serviciului mobil de urgență, reanimare și descarcerare. Mai simplu spus, smurd. Însă, în anii 90, mai cunoscuți decât Arafat, au fost personaje precum Zaher Iskandarani sau Omar Haisam. În contextul activităților infracționale, un sirian a ajuns să fie declarat neoficial drept prinț al banatului. Zaher, căci despre el e vorba, a ajuns rapid la o avere uriașă, care i-a adus faima și spaima în acea perioadă. Capitalul, relațiile cu fosta securitate și cu structuri similare din țările arabe le-au permis acestor oameni să prospere. De altfel, după cum avea să confirme Serviciul Român de Informații în 1997, Zaher și Haisam erau ofițeri de informații ai statului sirian și avuseseră legături cu securitatea. În ceea ce îi privește pe studenții arabi, numărul lor a scăzut după 1989. Totuși, aceștia au continuat să vină, iar unii, fără să fie neapărat la studii, și-au stabilit cartierul general al afacerilor necurate, tocmai în complexele studențești. În Grozăvești, de pildă, erau destui care ocupau abuziv locuri, făceau trafic cu valută, speculă, comerț ilicit și chiar proxenetism. Aceasta stârnea nemulțumirea studenților români, care cereau stoparea situației razii ale poliției, cum au fost cea din 3 decembrie 1992, se terminau cu cetățenii arabi, încătușați și confiscări de bunuri. În ianuarie 1993, de la doar patru străini prinși în flagrant în cămin, poliția a confiscat 3.167.500 de lei, 4.480 de dolari, 3.060 de mărci și 100.000 de lire italiene. După câteva zile, lucrurile își reluau cursul firesc. Pe fundul corupției și lipsurilor de tot felul, așa s-a consolidat mafia arabă din România, care în anii 90 era omniprezentă și prospera datorită slăbiciunilor statului român. Privați de multe bunuri de consum până în 1989, funcționarii noștri erau cât se poate de sensibili și receptivi la atențiile afaceriștilor orientali, care știau cum să ungă mecanismul. Cetățenii arabi erau prezenți în mai toate afacerile dubioase și stăteau în spatele unor firme fantomă, al căror scop era eludarea taxelor, spălarea de bani și sporirea profitului ilicit. De la fapte meschine până la contrabanda pe picior mare, afaceriștii arabi făceau evaziuni de miliarde. De multe ori, ei erau și animatorii micului comerț cu produse de contrabandă, care se derula în cadre precum cele de mai jos. Sece Omnibus SRL are în voluntari un singur chioșc metalic, dar învârte afaceri de milioane. Cu ciorapi, săpunuri și alte cosmeticale, cu bomboane, biscuiți și napolitane, patronul firmei Omnibus nu percepe niciun comision. Chipurile cumpără și vinde numai din plăcerea de a fi negustor. Asta aparent, comisionul îl ia de la furnizori, dar e bine ca el să nu figureze în acte. O covergă metalică, tixită cu spirtoase și acadele, deține proaspătul arab aciuat în România, Hușam, patron al firmei Al Mustafa Impex, care nu a putut justifica patru baxuri cu bere și unul cu whisky, motivând că le-a dat peșcheș celor din târg. Dar, în vreme ce garda financiară se războia cu cei din tărătul dughenelor, pe fundal, în umbră, prosperau marile rețele de contrabandă. La firul ierbii, activitatea lor era posibilă datorită lăcomiei și coruptibilității vameșilor, un adevărat flagel al anilor 90. Deși unii erau surprinși, pedepsiți și expuși public, asta nu avea darul să-i descurajeze pe ceilalți. Asta poate și pentru faptul că la adăpostul cazurilor unor vameși condamnați pentru șpăgi privind mica contrabandă, continuau afacerile necurate pe picior mare. O schiță și o ierarhie parțială a contrabandei în România a anilor 90 ar putea fi următoarea. S-au creat din mers rețele bine organizate, atât pe orizontală cât și pe verticală, care facilitează pătrunderea nestingerită în țară a zeci de tiruri încărcate ochi cu produse de contrabandă. Dar în acest scop se folosesc chiar și vapoarele. Concomitent s-a înfiripat un misterios sistem subteran care distribuie mărfurile respective spre mai toate localitățile urbane și rurale ale țării. Pe filiera contrabandei, angrosiștii mărunți sunt mâna a patra sau a cincea. Sub ei se află tarabagii și chioșcarii, care vând în detail mărfurile introduse ilegal în țară. Peste ei se situează însă multe alte caste. În primul rând, angrosiștii de mâna a patra sau a treia, negustori cu cifre de afaceri mult mai ridicate. Mai în amonte se află altă castă, contrabandiștii de mâna a treia sau a doua. Evident, la acest nivel, sumele care se învârt sunt altele. Mai sus se află crema afaceriștii străini, urmăriți în țările lor de origine pentru multe alte excrocherii, oameni de afaceri români naivi sau hrăpăreți, alte personaje mai mărunte sau mai importante, vameși, polițiști corupți. Ce uita, sau nu îndrăznea să spună autorul acestei schițe, este că fenomenul nu se datora doar neputinței statului, ci și intereselor unora dintre cei care îl reprezentau la vârf. Era un sistem din care politicienii, militarii și magistrații corupți obțineau profituri majore, motiv pentru care nimeni nu se gândea să ucidă vaca care dădea lapte. E foarte posibil ca o parte din profiturile ilicite ale contrabandiștilor arabi să fie ajuns în vistieriile organizațiilor fundamentaliste musulmane. Acesta este și punctul de plecare al ipotezei lui Marius Oprea, care afirmă că România a fost scutită de atentate teroriste datorită numărului mare de cetățeni arabi de la noi, dar și în virtutea unui pact de neagresiune, tacit, între SRI și interlopii cu conexiuni în rețelele teroriste. Cu alte cuvinte, mafia arabă a fost lăsată să facă bani în România, care în schimb a fost scoasă de pe harta țintelor extremismului musulman. Firește, aceasta nu e decât o ipoteză și poate fi valabilă până la un punct. Trebuie să ținem cont și de faptul că, cel puțin în anii 90, România nu era un stat care să semnifice prea mult din punct de vedere simbolic. În afara structurilor europene, fără să fi fost vreodată o putere colonială sau un actor de prim rang în politica globală, un atentat aici nu putea avea valoarea de simbol pe care ar fi avut-o unul în statele occidentale. În fine, nu trebuie totuși scos din calcul faptul că unii dintre studenții arabi din România aveau un cu totul alt scop decât cel pedagogic. În anii 90-2000, Corneliu Vadim Tudor, de pildă, își acuza contra candidații la președinție că tolerează antrenarea teroriștilor arabi în România. O făcea în stilul ei caracteristic, vocal și trivial, fapt care i-a făcut pe mulți să-l ignore. Să ignore că afirmațiile sale, ca de obicei, aveau la bază un sâmbure de adevăr. După cum își aduc aminte unii dintre studenții români din anii 80, mulți dintre tinerii arabi veniți la studii își făceau apariția în universități doar atunci când se susțineau examenele. În restul anului, aceștia erau invizibili. Deși după 1989 numărul arabilor care au sosit în România la studii sau în alte scopuri a scăzut semnificativ, în mod paradoxal, abia acum numele unora au devenit cunoscute, iar societatea a devenit conștientă de prezența lor. În noiembrie 1996, atunci când a fost ales președinte, Emil Constantinescu s-a găsit în fruntea unui stat în care corupția era o stare de fapt. Deși guvernele de dreapta, care au dublat mandatul președintelui, își făcuseră un scop din stârpirea acestui fenomen, în final, rezultatele au fost departe de primele intenții. Poate și din această cauză, în iulie 2000, într-un cadru oficial din biroul său de la Cotroceni, Constantinescu și-a anunțat intenția de a nu mai candida pentru un nou mandat de președinte al României. Acesta a fost contextul în care a intrat în folclor expresia Sistemul m-a învins, pe care în realitate fostul președinte n-a folosit o niciodată expressis verbis. La jumătatea anilor 90, din multe puncte de vedere, România era țara nimănui, un stat în care autoritatea era adeseori pusă între paranteze, unde cetățenii abrutizați de muncă erau adunați și manipulați să răstoarne guverne, iar organele de forță erau depășite în confruntări corp la corp cu aceștia. Țara mineriadelor părea să nu-și găsească liniștea. Dorința de îmbogățire a infractorilor a fost la unison cu cea a multor politicieni de după 1989, fapt care a dat naștere la o complicitate letală. Oameni trimiși să apere și să reprezinte interesele cetățenilor au ajuns să implice statul și să-i mobilizeze resursele în acțiuni de contrabandă și alte ilegalități. Mafia arabă din România a generat cantități uriașe de bani negri, care s-au scurs în direcții necunoscute, din buzunarele mafioților și politicienilor, în conturile serviciilor secrete și, de ce nu, ale organizațiilor extremiste islamiste. Toate astea, la oaltă, se află la originea a ceea ce urmează în povestea noastră de astăzi. Țigareta 1 Un pachet de țigări e mic, scump, datorită supra taxelor impuse acestui produs și ușor de transportat. Tocmai de aceea, țigările fac obiceiul celor mai numeroase acte de contrabandă și spre această marfă s-a îndreptat, nu numai în România, atenția rețelelor de tip mafiot. Pe scurt, pentru că oamenii fumează mult, iar taxele sunt mari, contrabanda cu țigări a fost, este și atâta timp cât va exista acest obicei, va fi una dintre activitățile ilicite principale. Profiturile generate înlătură teama și motivează rețelele mafiote. Principalul păgubit în această istorie este statul, care ratează o bună parte dintr-un venit constant și consistent. Practic, de la sfârșitul lui 1992, anul când s-au introdus taxele vamale, cea mai mare parte a țigărilor care au intrat în România au intrat prin contrabandă sau prin complicitatea autorităților, fiind subevaluate la vamă. Dacă prețul unui bax de țigări, 500 de pachete. Pornea de la 60 de dolari, contrabandiștii prezentau în vamă acte false prin care susțineau că au plătit 6 dolari pe bax. Odată pătrunse în țară, țigările erau vândute la prețul lor real, fapt care genera profituri uriașe. Nu e de mirare că țigările au început să năvălească în România pe șosele, pe apă sau chiar pe calea aerului. Ca o măsură împotriva contrabandei a apărut timbrarea pachetelor de țigări, însă timbrele au fost ușor de replicat, iar afacerile au înflorit. Imediat după 1989, personaje precum sirienii Zaher Iskandarani și Omar Haisam au reprezentat vârfurile contrabandei cu țigări și nu numai. Agenți acoperiți, poate chiar dubli ai serviciilor secrete, aceștia au condus o rețea de trafic care până la un punct s-a bucurat de favorurile regimului de la București, în schimbul sponsorizărilor generoase. însă la un moment dat Zaher s-a lovit de concurența cu o altă filieră care avea să fie în mijlocul primului caz de proporții. Iar contrabanda cu țigări din România a anilor 90, așa cum vom vedea în continuare, nu a fost doar despre patim și profit. Aceste două porniri tipic umane s-au amestecat cu interese politice și conflicte sângeroase. Cigareta 1 s-a aprins într-o zi de toamnă târzie, la 16 noiembrie 1992, când mai multe tiruri încărcate cu țigări au intrat prin vămile Borș și Vârșnad, șoferii prezentând documente falsificate privind vămuirea. În urma cercetărilor s-a stabilit că importurile erau realizate de o firmă din București care aparținea unui cetățean libanez. Elias Yusef Nasar. În loc să meargă către punctele vamale din capitală, tirurile își lăsau încărcătura în două unități militare, pe calea Plevnei și la Clinceni, iar actele vamale erau falsificate cu o ștampilă contrafăcută. În decembrie, autoritățile au descins în cele două unități, în prezența ministrului apărării, unde au descoperit mari cantități de țigări. Deși a fost arestat în decembrie, Nasar a fost eliberat după două săptămâni, pe cauțiune și a părăsit imediat România. Toate acestea s-au făcut în condițiile în care noțiunea de eliberare pe cauțiune nu exista în codul penal românesc de la acea vreme. Practic, oameni de la vârful puterii l-au scăpat pe libanez în schimbul unei sume de bani, pentru a evita orice neplăcere. Aproape sigur, alți bani au intrat în alte buzunare pe lângă cei plătiți oficial. Având în vedere amploarea acțiunii, suma plătită trebuie să fi fost o bagatelă pentru libanez. Soluția cauțiunii i-a aparținut șefului SRI, Virgil Măgureanu, care, după spusele fostului ministru al apărării Nicolae Spiroiu, a intervenit personal și confidențial pentru a-l face scăpat pe Nasar. Istoricul Marius Oprea afirmă că totul s-a petrecut sub pretextul reparării prejudiciului prin depunerea la Bancorex de către fratele și partenerul în comerțul cu armament al lui Elias Nasar, Michael, care a venit de urgență în România cu o valiză cu bani. Așa s-a plătit pentru eliberarea lui Elias suma de 3,1 milioane de dolari. În presa vremii a apărut chiar și stenograma discuției dintre Măguranu și Michael Nasar, în care șeful SRI spunea limpede. Deci, domne, eu vreau să știu cine sunt cei care și apoi să scoată pe fratele de acolo și să începem afacerile pe altă bandă. Peste ani, Măgureanu a recunoscut discuția, afirmând că știe cine a interceptat-o și a oferit-o presei, dar a refuzat să dea nume. Cum era de așteptat, el s-a apărat punându-se la adăpostul interesului de stat. Am făcut acest lucru pentru a apăra interesele României, care trebuia să recupereze un prejudiciu. Oferta care se făcea acoperea întregul prejudiciu suferit de România. Așa au intrat la buget peste 3 milioane de dolari. După arestarea lui Nasar s-a descoperit că acesta era parte în contractele pentru achiziționarea de armament încheiate cu RomTehnica. Plata acestor produse fiind făcută prin sumele obținute din contrabanda cu țigări în România, acțiune la care au participat și cadre militare. Trebuie să spunem că RomTehnica e o companie națională din domeniul apărării, înființată încă din 1974 ca direcție de export-import în cadrul Ministerului Apărării Naționale. În 1991, prin hotărâre de guvern, aceasta s-a transformat în regia autonomă RomTehnica S.A. Practic, la acea vreme, aceasta funcționa cum funcționează și astăzi, ca o societate comercială cu capital integral de stat, al cărei unic acționar era Ministerul Apărării Naționale. Astăzi, pe site-ul propriu, societatea se laudă cu o bună recunoaștere internațională datorită competenței și implicării active demonstrate pe deplin prin furnizarea de echipamente în domeniul apărării. E greu de spus cât din această așa zisă recunoaștere internațională se datorează implicării în tranzacțiile dubioase ale anilor 90, pentru că Rom-tehnica a fost amestecată chiar și în contractele care priveau flota de pescuit. De pildă, în 1992, flota românească primea licența de pescuit în Mauritania în compensare prin export de produse efectuate de Romtehnica București. Mai peștele au spus, România cumpăra pește cu arme. Cert e că la acea dată banii din contrabanda cu țigări acopereau contracte cu Romtehnica prin care se procurau arme în cantități care arată că aici era mai mult decât un simplu trafic ilicit de altfel în 1992. Pentru a face cât mai anevoioasă de pistarea urmelor, Nasar încheiase un contract cu Rom Tehnica acoperit prin societăți înregistrate în Cipru, care aveau sedii vasei fictive la anumite căsuțe poștale. Mai departe, majoritatea contractelor care stabileau legăturile dintre Nasar și Rom Technica se făceau prin firme Paravan, în momentul izbucnirii scandalului, lucrurile s-au complicat atât de tare, încât au provocat animozități între instituțiile însărcinate cu investigarea cazului. Ministerul Apărării Naționale nu a dorit să pună la dispoziția procurorilor rezultatele verificărilor de la Romtehnica, motivând că erau strict secrete. Cazul a revenit procurorilor militari, care au stabilit vinovăția generalului major Valeriu Ursu, a coloneilor Toader Bălan și Ion Pântece și a maestrului militar Ion Mândruță. Ca o dovadă că investigația ajunsese prea departe, aceștia au fost acuzați numai pentru falsificarea unor documente în cursul cercetărilor, dar nu și pentru traficul cu țigări și arme. Faptul în sine e ridicol dacă ne gândim la următorul lucru. Ce rost ar fi avut ca aceștia să ascundă lucruri în timpul cercetărilor dacă n-ar fi fost legate chiar de acțiunea de contrabandă? Lăsând la o parte nefirescul situației, apare o altă întrebare. Cum au ajuns depozitele armatei române să fie puse la dispoziția unui privat? Și cum era posibil ca civili cu cetățenie străină să pătrundă acolo? Răspunsul la aceste întrebări nu poate fi decât unul singur. Prin instituții esențiale, statul român era implicat până în gât în acțiuni de contrabandă și livrare de armament destinat conflictelor din Orientul Mijlociu. Practic, armele spălau banii. Deși secretomania se ridica ca un scut în favoarea vinovaților, cercetările procurorilor civili au continuat și au scos la iveală noi informații. În 1991, Elias Nasar, alături de o oarecare mioara Paraschivoiu, înființase societatea comercială Elma Impex SRL, care avea ca obiect de activitate importul, exportul și comercializarea de mărfuri. Mai târziu, activitățile firmei au fost extinse în zona financiar-bancară, maritimă și de consignații. Mioara Paraschivoiu era căsătorită cu libanezul Kuri Milad, la rândul său asociat într-o societate comercială cu Ahmed Khaled Harmush. Cei doi erau și de contrabandă cu țigări ai lui Nasar. Un adevărat exod al arabilor din România a urmat după declanșarea scandalului, ceea ce arată cât de extinsă era rețeaua. O adevărată plasă de firme deținute de cetățeni arabi, multe dintre ele nereprezentând mai mult decât o adresă, aveau ca obiect real de activitate contrabanda. După cum arată Marius Oprea, numai puțin de 53 de firme deținute de cetățenii libanezi, irachieni sau jordanieni erau implicate în procesul de desfacere a țigărilor de contrabandă. A înșira numele lor aici ne-ar lua minute bune. Ne vom rezuma să spunem că banii obținuți se vărsau în contul firmei Romel Impex, de unde mergeau apoi către Romtehnica. Cât de mari au fost sumele de bani obținute și traficate în țigareta 1 și cât de amplu a fost fenomenul din punct de vedere cantitativ, e greu de spus și probabil nu se va ști prea curând. Totuși, câteva date concrete au ajuns la public prin rechizitoriu, în ciuda secretului păstrat de către Procuratura Militară. Din acesta a reieșit că în urma contractului cu firma lui Nasar, în conturile Romtehnica au intrat 4 miliarde 4.609.478.490 de lei, aproximativ 23 de milioane de dolari, prin cecuri de decontare cu limită de sumă și 185.929.600 de lei bani gheață. Să precizăm că plățile în dolari nu intră în această evaluare. De asemenea, în privința contrabandei propriu zise, în 1992 Nasar adusese în țară 170.000 de baxuri de țigări pentru care numai taxele vamale ar fi ajuns la 2,7 miliarde de lei. Totuși, trebuie să ținem cont de faptul că acestea sunt datele certe pe care le cunoaștem. În total, importurile de țigări plus taxele omise prin contrabandă ajungeau la o amețitoare sumă de 150 de milioane de dolari. E greu să-ți împiedici un fior pe șira spinării dacă te gândești că o bună parte din acești bani au cumpărat arme. Prin Rom Tehnica, deținută de Ministerul Apărării Naționale, statul român era implicat direct în operațiuni ilegale de prim rang. Nu trebuie omis nici faptul că, din punct de vedere politic, vremea țigaretei 1 e vremea României lui Ion Iliescu, care a îngăduit marile jafuri ale decadei. E de asemenea perioada nebuloasă a adaptării la circuitul financiar specific statelor capitaliste, în care traseul banilor se pierde adeseori în ițele unui sistem complicat de intermediari, vânzători, cumpărători, creditori și debitori. Pentru aflarea drumului în statele cu pricina, existau instituții cu oameni pregătiți și cu mijloace specifice. Nu era cazul la noi. Ancheta în cazul Țigareta 1 a înaintat a nevoie și din cauza secretului de stat care proteja ca un scut rom tehnica și pe cei implicați. Și din acest motiv, procurorii civili au fost nevoiți să-și limiteze cererile în privința vinovaților. Astfel, Nasar a fost trimis în judecată alături de libanezul Vael El Gadban, care controla mai multe firme fantomă implicate în tranzacțiile cu rom tehnica pentru contrabandă, respectiv complicitate la contrabandă, fals intelectual și uz de fals. Numai că cei 2, spălaseră de mult Putina. La sfârșit s-a reținut că în cadrul Țigareta 1, statul român a fost păgubit cu peste 23 de milioane de dolari pentru neachitarea taxelor vamale. Țigări însumând 4 miliarde de lei au fost confiscate din depozitele militare, sentința a venit la peste 5 ani de la depistarea acțiunii și în februarie 1998 Elias Nasar a fost condamnat la 7 ani de închisoare, iar complicele său, Gadban, la 1 an și 6 luni cu suspendare. Oricum, amândoi erau plecați de mult din țară. Odată, în plus, sentința arată implicațiile complexe ale cazului. Lăsându-i să plece pe cei doi, statul român a pus Batista pe țambal. Deși procurorii civili au stabilit negru pe alb implicarea cadrelor militare, competența a fost declinată către parchetul militar. În final, cei patru militari insignifianți au fost trimiși în judecată pentru infracțiunea de fals și uz de fals și condamnați după cum urmează. Generalul Valeriu Ursu și coloneii Toader Bălan și Ion Pântece au fost condamnați definitiv la 2 ani cu suspendare în 1997, iar maestrul militar Mândruță la 6 luni cu suspendare. Procesul s-a derulat cu ușile închise și fără referire la acțiunea complexă de spălare de bani a lui Nasar. Deși greii sistemului, ministrul de resort și militarii de prim rang au scăpat fără nicio pată, e greu de crezut că o acțiune atât de amplă ar fi putut fi doar rodul întâmplării și al neglijenței a patru oameni. A rămas încă un mister ce a stat la baza intervenției în acest caz. Peste ani, fostul ministru al apărării, Nicolae Spiroiu, spunea că totul s-a făcut printr-un flagrant la sesizarea unei alte rețele de traficanți. Cu alte cuvinte, rețeaua de contrabanda lui Nassar a fost prăbușită de una concurentă. Ipoteza e cât se poate de plauzibilă dacă ne gândim că după ce fumul țigaretei 1 s-a risipit, contrabanda cu țigări a continuat nestingerită. În februarie-noiembrie 1996, numai puțin de 35 de tiruri cu țigări au ieșit din România prin Vama Borș, după ce intraseră în țară pe calea aerului prin aeroportul Băneasa. Șmecheria prin care erau tranzitate se baza pe două rânduri de acte. În Vama Borș, șoferii declarau că transportă țigări în Macedonia, iar în partea ungară prezentau un alt rând de acte care arătau că transportul constă în ceramică și sticlărie către Occident. Așa ajungeau în cele din urmă în Belgia. Un exemplu concret. În 3 noiembrie 1996, tirul cu numărul B08HFC cu remorca B80MPG transporta o mie de colete cu țigări Malboro și Merit în contul firmei GN Physic Exim SRL, manageriată de către Gheorghe Dascălu. Potrivit declarației Vamale, țigările mergeau către Macedonia. Cu toate acestea, tirul a intrat în Vama Ungară în 4 noiembrie 1996, cu destinația Basel, Elveția și cu o încărcătură declarată de 16 tone ceramică. Conform agenției France Press, în 1996 prin România au trecut țigări de contrabandă cu destinația Elveția, Spania și Italia, care au generat câștiguri de minimum 15 milioane de dolari. Cazul a fost investigat în 1997 de către Direcția Generală a Vămilor și Unitatea de Coordonare a Luptei împotriva Fraudei din cadrul Secretariatului General al Comisiei Europene. Ca un preambul pentru ce a urmat, transporturile de țigări Marlboro, Merit și Winston ajungeau la București cu avionul, iar de aici plecau spre Ungaria încărcate în tiruri, unde figurau drept obiecte de sticlărie. Banii ar fi alimentat inclusiv campania electorală a PDSR a ne închipui că aceste sentințe și eliberarea pe a lui Nasar s-au petrecut fără acordul tacit al conducerii statului și al serviciilor secrete din acea vreme ar însemna o naivitate. Dacă e să avansăm nume, nu cred că greșim când spunem că soluția în acest caz a fost agreată de oameni precum Ion Iliescu și Virgil Măgureanu. Plecarea nestingerită a lui Nasar din România a însemnat tăcere, iar tăcerea a însemnat o bună bucată de vreme liniște pe această temă. Până când ea a fost spartă din nou de un nou caz. Țigareta 2 Procesul țigareta 1 s-a întins pe o perioadă mare de timp în care contrabanda cu țigări a continuat nestingerită. Ironia face ca aproape imediat după ce s-a pronunțat sentința în prima parte a poveștii noastre, să izbucnească un nou scandal, țigareta 2. Deși din punct de vedere al prejudiciului a fost net inferior, din cauza unei mediatizări superioare, a spectaculozității și a implicațiilor politice, acesta a făcut o vâlvă și mai mare. Asemănător cu filmul invocat la început, în noaptea de 16-17 aprilie 1998, 3000 de baxuri cu țigări de la firma Papa Stratos au fost descărcate din avionul ucrainean Il-76 al companiei Air Sofia, care a aterizat chiar pe aeroportul militar Otopeni, la orele 23. Conform planului de zbor, avionul decola de la Mombasa, Kenya, ateriza la Atena pentru descărcare și alimentare, iar în România era prevăzută o escală de odihnă. La 17 aprilie, avionul trebuia să decoleze spre Suedia, fără dreptul de a descărca ceva. Acțiunea a făcea parte dintr-un circuit îndrăzneț în care implicarea unor oameni din entitățile militarizate garanta reușita și discreția. Aeroportul civil Otopeni știa doar că e vorba de un transport special, iar Vama nu avea niciun control asupra aeroportului militar. Dialogul dintre adjunctul aeroportului civil și turnul de control e relevant. Adjunct, o să vină un avion. Turnul. Așa. Adjunct, vezi că e un avion militar, îl trageți la sud. O să meargă băieții noștri acolo, o să-l poziționeze, o să ia echipajul și o să-l ducă la briefing. Aha, ca să știi, să-l bagi acolo. Bine, deci se duce direct la sud. Fără întrebări, fără povești, e un avion cu transporturi militare. La sol aștepta pentru a lua în primire transportul personajul cheie al acestei povești, colonelul SPP Gheorghe Truțulescu. Înainte de 1989, acesta fusese maior în cadrul Direcției de Informație a Armatei, într-un batalion al trupelor de cercetare și diversiune amplasat la Buzău. Din această postură a fost implicat în acțiuni neelucidate în cursul evenimentelor din decembrie 1989. Sursele jurnalistice au explicat ascensiunea sa în carieră și printr-o prietenie cu Nicu Ceaușescu, pe care l-ar fi cunoscut când acesta își făcea stagiul militar la școala de aviație de la Bobocu Buzău. Practicant de arte marțiale, după 1990 a fost mutat disciplinar la clubul sportiv al parașutiștilor militari Șoimii Buzăului, pentru că omul nostru era încă de pe atunci discutabil și era suspectat de implicare în traficul cu uraniu. Acțiunile sale concrete în acest sens n-au putut fi niciodată stabilite, dar din verificările ofițerilor de contrainformații a reieșit că avea un anturaj dubios format din civili urmăriți de SRI ca membri ai unei filiere care introducea în țară material radioactiv. Surprinzător, a urmat transferul la Serviciul de Protecție și Pază, SPP, datorită faptului că îl cunoștea de la Buzău pe șeful structurii, colonelul Nicu Angel. Aici a ajuns până la funcția de locțiitor al șefului secțiunii de organizare misiunii. În afacerea Țigareta 2, Truțulescu însuși s-a ocupat de găsirea unei aeronave disponibile pentru a-i face treaba murdară și l-a contactat pe Dumitru Popescu, patronul firmei Quick Aeroservice, pentru un transport pe ruta Atena-București. Pentru transport, Cruțulescu a plătit 37.000 de dolari, iar Popescu a primit un comision de 500 de dolari. La orele 22, Popescu a ajuns la poarta principală a aeroportului militar Otopeni, de unde a fost condus la Truțulescu. La 9 jumate, acesta dezbrăcase ținuta militară pe care o înlocuise cu cea a trupelor speciale. În negru, înarmat și cu cagulă, gata de treabă, a pornit spre locul de garare, însoțit de alți trei oameni echipați la fel și de Popescu. După aterizare, colonelul înmânează banii pilotului și se trece la treabă. Țigările sunt încărcate în trei tiruri de către muncitori ai afaceristului Gabriel Negoescu și transportate la depozitul unei firme din Mogoșoaia, deținut de către Ștefan Andreiaș. Acestea ies din aeroport la orele 2.30, escortate de o mașină cu girofar. Nu trebuie uitat nici faptul că în acea vreme Air Sofia, compania care deținea avionul, era acuzată chiar de către presa bulgară că e implicată în acțiuni de trafic și contrabandă cu droguri și arme. În 1995 compania fusese acuzată de transport ilegal de arme în țări precum Ecuador, Ruanda, Corea de Nord și Iran, iar în 1998 efectuase 50 de transporturi de țigări către România. În acel moment, puțină lume știa că, de fapt, cursa din aprilie avuzese un precedent în 23 martie, când la 2055 un avion AN-12 al aceleiași companii Air Sofia a aterizat la Autopen și a fost condus pe platforma militară. Aprobarea a fost dată de către comandantul Suciu, care în prealabil se întâlnise cu Gheorghe Truțulescu și Dumitru Popescu. În unitate așteptau deja trei autocamioane, un microbuz și un autoturism care au încărcat marfa de contrabandă în trei ore sub supravegherea directă a lui Truțulescu. S-a vorbit multă vreme despre cum a fost posibilă descoperirea și expunerea acțiunii. De fapt, Truțulescu și acoliții săi au avut ghinion, deoarece au fost expuși fără să fie vizați atunci când SRI monitoriza o rețea de traficanți de arme care folosea aceleași avioane. Operațiunea a fost pusă la cale de către Serviciul Român de Informații, care a vizat realizarea flagrantului după ce în luna martie obținuse informații privind contrabanda cu țigări pe calea aerului. Conform șefului SRI, de la acea dată, Constin Georgescu, au fost alertate Direcția de Supraveghere Vamală, Garda Financiară și Poliția, care în acest fel au intervenit la depozitul din Mogoșoaia. Practic, serviciul secret a permis aterizarea, descărcarea și depozitarea țigărilor pentru a putea interveni până la capătul lanțului infracțional. La un moment dat, în cursul celui de-al doilea transport, cu flerul caracteristic ofițerului de informații, Truțulescu observase un aro suspect staționat în apropierea porții numărul 1 de acces în aeroport, fapt care l-a făcut să-i ceară lui Sucuiu intrarea vehiculelor de transport prin poarta 2. Fostul ofițer de cercetare și diversiune nu se înșelase. În Aro era o unitate de filaj. Ironia sorții făcea ca în acea seară pe otopeni să aterizeze însuși Emil Constantinescu, care participase la o întrunire de stat în Turcia. La început, cazul a încăput pe mâna poliției, care a stabilit că timbrele de pe pachetele de țigări erau false și că gaura în bugetul de stat, numai pentru acest transport, era de peste 5 miliarde de lei, bani care s-ar fi obținut prin plata taxelor vamale, a accizelor și a TVA-ului. Dar ancheta a fost preluată aproape imediat de către parchetul militar, prin procurorul Artur Dumitrescu. Povestea devenea cu atât mai dubioasă cu cât la bordul avionului se aflaseră 10 persoane, dintre care numai 6 fuseseră cazate la hotel. După cum s-a dovedit mai târziu, persoanele lipsă fuseseră întoarse clandestin pe aeroport pentru a deschide trapa avionului, pe unde urmau să fie descărcate țigările. Operațiunea a produs imediat unde de șoc până la vârful conducerii statului și a generat reunirea Consiliului Suprem de Apărare a Țării în regim de urgență într-o ședință care a durat numai puțin de 5 ore. Deși nimeni nu a contestat faptele, povestea a fost folosită și ca armă politică, iar taberele s-au format imediat. De o parte, s-au situat cei care au acuzat neputința, și corupția regimului Constantinescu. Iar de cealaltă parte, cei care au pus accentul pe continuitatea în instituții cheie a unor oameni care prosperau în afaceri murdare de la începutul regimului Iliescu, unii dintre ei proveniți din fosta securitate. Urmau alegerile din 2000, iar momentul era prielnic pentru atacuri și acumulare de capital politic. Poate cel mai vocal atunci a fost cine altul decât Corneliu Vadim Tudor, care încă din primele zile i-a atacat la baionetă pe ministrul de interne al CDR Gavril Dejeu și pe președintele Emil Constantinescu. Acesta a fost momentul în care Partidul România Mare a inițiat prima acțiune de suspendare a președintelui țării, cu mult înainte de mai recentul și mai cunoscutul episod Traian Băsescu. Constantinescu era acuzat că patronează structuri de tip mafiot, iar șocul a fost amplificat de zvonurile că fiul acestuia, Dragoș era eminența cenușie a acțiunii de contrabandă. În același timp, PDSR a căutat să atragă atenția asupra unor legături suspecte între consilierul prezidențial Dan Petre și colonelul SPP Gheorghe Truțulescu, Radu Timofte, viitor șef al SRI în mandatul lui Ion Iliescu, afirmând că scandalul nu e un flagrant organizat ci un caz tipic de corupție la nivel înalt, în ciorbă, s-a amestecat și Traian Băsescu, la acea dată ministru al transporturilor, care semnala un aspect interesant. Conform tuturor normelor, avionul ar fi trebuit confiscat, nici de cum lăsat să plece. O dovadă a mizei politice uriașe a scandalului e și faptul că informațiile s-au scurs în presă din direcții neașteptate și nu pe căi bătătorite. Iar aceasta s-a împărțit în două tabere, opoziție versus putere, nu întâmplător, jurnaliștii de la adevărul avertizau că firele afacerii de contrabandă de pe otopeni se încurcă la vârful puterii. Conflictul a intrat și în atenția mass media din străinătate, care a preluat varianta complotului antri-prezidențial pus la cale de serviciile de informații externe și militare, fidele fostei securități în colaborare cu grupuri mafiote. Afacerea Țigareta 2 s-a lămurit pe deplin abia în anii din urmă, când rechizitoriul al anchetei a devenit public. Istoricul Marius Oprea a fost primul care a sintetizat derularea cazului. Astfel, organizatorii acțiunii de contrabandă au fost colonelul Truțulescu, comandorul Ioan Suciu și afaceristul Gabriel Negoescu. Pentru că transportul din martie fusese un succes, pe fir a intrat afaceristul arab Jamal al Atm, care i-a propus lui Negoescu să financeze o nouă cursă. Fiindcă prezența în schema unui colonel SPP oferea garanții, cercul investitorilor s-a mărit cu arabii Hitam Silim, Chahin Nizar și Omar Nasr, dar și cu românii Marian Chiață, Ștefan Andreiaș, Bogdan Aldulescu și Constantin Chichean, și ca totul să meargă strună, fără incidente, Truțulescu a mai atras în combinație doi plutonieri din Buzău, cărora le aranjase un apropiat transfer în cadrul SPP. Aceștia se alăturau altor doi subordonați ai colonelului implicați în primul transport. Transportul s-a realizat cu multe emoții și cu nervozitate din partea celor implicați. Pentru a risipi tensiunea adunată, după ce țigările au fost depozitate, contrabandiștii și-au dat întâlnire la discoteca lui Marian Chiață, Black and White, unde au cinstit reușita cu șampanie, iar locotenenții au fost plătiți pentru contribuție. Contrabandiștii n-au pierdut timpul și a doua zi dimineața au început distribuția țigărilor către afaceriștii arabi. Surpriza neplăcută a venit la amiază când garda financiară și autoritățile vamale au apărut la depozit. Ce a urmat? Putem bănui. Contrabandiști vechi, Jamal al-Atm și Hitam Silim, au reușit să scape datorită unei diversiuni prin care au fost anunțați indirect că rețeaua a apicat. Persoane cu funcții importante au ticluit o scrisoare către presă prin care se anunța un nou transport de contrabandă pe otopeni. La auzul știrii, cei doi au înțeles totul și au spălat Putina, fiind dați în urmărire internațională. Principalul contractor al transportului, sirianul Jamal al-Atm, a trecut granița la 24 martie cu un pașaport fals, mergând înspre Grecia. Născut la Damasc în 1966, venise în România în 1993, unde a întemeiat firma Aja International IMPEX SRL cu un capital social de 41 de milioane de lei și 10.000 de dolari. Asociat cu Gheorghe Florică, fost comisar șef al gărzii financiare, a derulat activități oficiale în domenii diverse, de la cafenele la comerț de zahăr cu ridicata. Dacă Jamal a scăpat, primii arestați au fost afaceristul Gabriel Negoescu, patronul muncitorilor care au încărcat sigările și capitanul Dumitru Bălan, ofițer de serviciu la intrarea în aeroportul militar Otopeni, în noaptea fatidică. Tot în 23 aprilie, comandantul Aeroportului Militar Otopeni, comandorul Ioan Suciu, a fost destituit și arestat pentru 5 zile pentru că a permis cursei Air Sofia să tragă în zona unității militare. La 27 aprilie 1998, Dumitru Popescu, patronul Quick Aeroservice, a fost arestat ca în filme. Blocat de două mașini, a fost tras din automobil de șase persoane înarmate care l-au pus cu fața la pământ și l-au imobilizat. Marian Chiață, în schimb, patronul discotecii Black and White, s-a predat de bunăvoie, iar generalul Gheorghe Florică, acuzat de complicitate, a fost arestat de pe aeroportul Otopeni în ziua de 4 mai și dus în arestul IGP din calea Rahovei. Prinderea lui Truțulescu, în schimb, e desprinsă din filmele de acțiune. În primele zile după izbucnirea scandalului, acesta a continuat să se prezinte la serviciu, însă după ce în data de 23 aprilie a fost suspendat din funcție și pus la dispoziția anchetatorilor, și-a luat un concediu de șapte zile și s-a făcut nevăzut. Pe numele său a fost emis un mandat de arestare preventivă în lipsă. Însoțit de un oarecare Mihai Ghezea, presupus reporter al unei obscure agenții de presă numită Universul, s-a ascuns prin țară. În acest timp, prin Ghezea, trimitea periodic materiale către ziare în care inducea ideea că țigareta 2 era doar o verigă dintr-un lanț al transporturilor de contrabandă care se derulau constant pe otopeni. Poate pentru a da de înțeles că are multe de spus și poate fi periculos, diversionistul spunea și adevăruri, vorbind despre contrabandă ca despre o sursă de bani pentru partide și oameni influenți. De fapt, Truțulescu încerca să-și vândă tăcerea în schimbul libertății sau poate al unor condiții mai ușoare. Însă problema era că ceea ce oferea el nu prezenta interes pentru cei care puseseră la cale acțiunea. Cu sute cu ața albă, textele lui Ghezea încercau să-l umanizeze pe ofițerul a cărui fugă căpăta proporțiile epice ale călătoriei unui erou renegat. Truțulescu s-a dus către soția sa, amândoi aveau lacrimi în ochi, s-au îmbrățișat, câteva minute nu mai existau pe lume decât ei doi. Femeia îl mângâia blând, șoptind cu voce tremurată, Gigi, am crezut că te-au omorât, am crezut că te-am pierdut. Truțulescu durul, Truțulescu impenetrabilul, Truțulescu plângea și el. În cele din urmă, fugarul a fost prins în ziua de 3 mai 1998, într-un apartament cu două camere din Arad. Interesant e că arestarea s-a produs la Pont, șeful IPG-Arad primind un telefon în acest sens. La 13,3 minute, patru mașini de poliție au sosit la adresa din calea Aurel Vlaicu. Din ele au coborât 10 oameni, care au forțat intrarea apartamentului. Truțulescu a fost arestat din Cadă. Fără să o pună rezistență, după ce mai devreme la o descindere într-un apartament fuseseră descoperite bagajele sale, printre care și un pistol Smith Wesson, patru valizi de cu haine și uniforma militară. Conform dovezilor, deși era parte dintr-un fenomen generalizat, țigareta 2 a fost mai degrabă opera unor haiduci, și spre deosebire de sora sa mai mare, țigareta 1 nu pare să fie avut girul Ministerului Apărării sau al SPP-ului ca instituții. În orice caz, suspiciunile au planat inclusiv asupra lui Nicu Angel, șeful SPP-ului la acea dată și cunoștință veche a lui Truțulescu. Combinația de posturi la stat și afaceri comerciale decredibiliza negreșit. Deși Truțulescu și Suciu s au activat cunoștințe influente, precum colonelul Petre Buduru, președintele clubului Dinamo, nimeni n-a putut interveni. Se pare din cauza implicării seriei la conducerea căruia se afla acum Costin Georgescu nu putem să nu zăbovim și asupra acuzațiilor aduse fiului lui Emil Constantinescu pentru implicarea în contrabandă. Conform lui Marius Oprea, acestea au fost o diversiune care intenționa să abată o parte din ponoasele cazului asupra regimului Constantinescu în condițiile în care, din multe puncte de vedere, guvernarea CDR din intervalul 96-2000 a fost un mare eșec, aceasta servea intereselor politice ale opoziției, care avea să revină la putere în 2000. Încercând atunci să justifice eșecul CDR, Ion Diaconescu arăta cu degetul înspre greaua moștenire, afirmând că o treime din activitățile comerciale erau ilegale. La baza fenomenelor de contrabandă stau structurile comuniste, care înainte de 1989 se ocupau cu graficul de arme, iar în timpul regimului Iliescu s-au constituit în adevărate rețele de tip mafiot. Revenind, implicarea lui Dragoș Constantinescu a pornit de la afirmațiile unui ofițer SPP, generalul Mihail Stan, fostul șef al compartimentului de al securității, responsabil cu dezinformarea. Fost adjunct al lui Virgil Măgureanu în seri, a fost destituit după cazul Berevoiești. Și reintegrat mai târziu în SPP. Știind că urmează să fie trecut în rezervă, a prezentat informații privind tiruri cu țigări observate la Scroviștea, în apropierea vilei președintelui. Constantinescu a catalogat afirmațiile sale drept manipulare, i-a cerut demisia și l-a trecut în rezervă. Pornind de la câteva însemnări ale lui Truțulescu, în care apăreau prenumele Dragoș și Marian, Stan a indus ideea că e vorba despre Dragoș Constantinescu și consilierul prezidențial Torin Marian. Strocul a fost preluat apoi de către Gelu Voican Voiculescu, care i-a acuzat pe cei doi și pe Dan Petre, fiul consilierului prezidențial Zoe Petre, că au fost pe otopeni în momentul derulării transportului. După ce a fost dat în judecată de către Dragoș Constantinescu, Voican și-a retras acuzațiile și a recunoscut că nu-l văzuse niciodată pe acesta. Mai mult, procurorii au stabilit că prenumele Dragoș îl viza pe Dragoș Rusu, adjunct al comisarului șef al gărzii financiare. În iulie 1998, 19 persoane au fost trimise în judecată în afacerea Țigareta 2 și condamnate la pedepse între 3 ani și jumătate și 15 ani de închisoare. Cea mai mare pedeapsă de 15 ani a primit-o comandantul bazei militare aeriene otopeni, colonelul Ioan Suciu. L-au urmat Dumitru Popescu, 14 ani, Gabriel Negoescu, 13 ani, Jamal Al-Atm, 10 ani, în contumacie. Pentru că a colaborat în anchetă, vedeta acțiunii, colonelul Gheorghe Truțulescu, a primit doar șapte ani de închisoare. În cele din urmă se pare că resortul acțiunii a fost lăcomia. Conform lui Marius Oprea, Negoescu, care avea relații cu mafia arabă, i s-a adresat lui Truțulescu, pe care îl cunoștea de mai de mult, Convins, Truțulescu l-a corupt apoi pe comandantul bazei militare otopeni, Suciu, care, după ce a ezitat, a marșat. A fost începutul sfârșitului tutun și praf de pușcă. Din perspectivă juridică, cele două afaceri au avut finaluri diferite. Dacă țigareta 1 a fost o afacere mult mai amplă, cu prejudicii infinit mai mari, care trecea dincolo de lăcomia personală a traficanților, politicienilor și agenților secreți, Țigareta 2 a, a fost mai degrabă doar un decupaj din puzzle-ul corupției generalizate. Dar pentru că s-au derulat în contexte politice diferite, cu implicări și implicații diferite, a apărut paradoxul quasi mușamalizării în primul caz, spre deosebire de sentințele din cel de-al doilea. La fel au stat lucrurile și în cazul protagoniștilor lor, cel puțin cei știuți. Unii au fost atât de bine ancorați încât au rămas pe loc, alții au continuat în alte zări, iar alții s-au retras în anonimat, o singură trăsătură le-a rămas comună. Viața la și dincolo de limita legii. Traficanți, negustori, agenți, foști angajați ai unor instituții de forță, aventurieri, ei au rămas credincioși unui fel de a fi care e în fond un amestec de venalitate, violență, corupție și chiar onoare prost înțeleasă. După fuga din România, frații Nasar au revenit în Liban, unde, cum altfel, au demarat prospere afaceri printr-o firmă de construcții industriale. Afacerea s-a extins, iar Michael a ajuns tocmai în Brazilia, în 1998, după izbunirea scandalului Țigareta 2, acesta spunea fără ocolișuri Am făcut prea mult pentru această țară. Măgureanu știe. Iliescu știe foarte bine. Am făcut chiar prea mult pentru România. Dacă ei au probleme interne, nu le pot atribui unor oameni din afară. E foarte greșit ceea ce fac. Dacă o să insiste să bată toba cu numele meu, eu o să spun totul despre Măgureanu și ceilalți. Pentru că nimeni nu e sfânt în cercul respectiv. Toți din România au câștigat, după persoana mea, repet, foarte mulți bani, zeci de milioane de dolari cash. Desigur că binele lui Nasar nu era deloc binele românilor. Acesta era, în primul rând, binele profitorilor de tot felul. Michael afirma și că El Gadban era în serviciul personal al lui Virgil Măgureanu și că el se ocupa de vânzarea țigărilor aduse de Nasar. De altfel, Gadban a continuat să trăiască în România și să aibă aceleași ocupații. După ce a fost condamnat cu suspendare și a continuat afacerile prin intermediul mai multor firme. În 2000 era directorul firmei Top Brands Distribution, unde deținea 50% din acțiuni. În 2006 firma avea sute de angajați, sute de mașini și o cifră de afaceri de 170 de milioane de euro. Până în 2011 cifra de afaceri și profiturile firmei s-au dublat. Firesc, țigările au rămas principalul obiect de activitate. E vorba de cele produse de Philip Morris cu precădere Marlboro. Din contrabandă și legături dubioase, fostul student la Politehnica Bucureșteană a clădit un imperiu și a devenit cel mai bogat libanez din România. Nu întâmplător, mai târziu, acesta s-a orientat și a schimbat protectorul, ajungând în anturajul lui Traian Băsescu. În anii 2000, grupul său deținea și societatea Casa del Habanos, reprezentată de către Ioana Băsescu. În ultimii ani, ca respectabil om de afaceri, acesta își îngăduie luxul de a face predicții economice. Spre deosebire de el, în 2002, la patru ani de la declarațiile despre Măgureanu și Iliescu, Mihail Nasar a fost asasinat în Brazilia, unde deschisese o sucursală a firmei de construcții pe care o înființase cu fratele său. O rafală trasă dintr-o mașină i-a pus capăt zilelor nu a mai apucat niciodată să se lămurească cu Virgil Măgureanu și cu El Gadban, așa cum amenințase. Oricum, în 2010, faptele săvârșite de cei doi frați s-au prescris și măcar Elias putea acum să se miște în voie. Comandorul Ioan Suciu s-a făcut nevăzut după o lună de închisoare, profitând de o întrerupere a pedepsei din motive familiale. Urmărit prin Interpol, a fost prins și încarcerat abia în mai 2010, în timp ce umbla nestingerit prin Prahova. Alții au făcut închisoare, după care s-au întors în lumea pestrița răufăcătorilor, unde au fost primiți ca legende. Marian Chiață, fostul patron de la Black and White, e acum printre altele proprietarul restaurantului Voievodal din Băneasa, frecventat de infractori cunoscuți. Aici a fost împușcat cu un an în urmă Nuredin Beinur, unul dintre șefii interlopilor dobrogeni. Gheorghe Truțulescu, numele cel mai comun atunci când se invocă afacerea țigareta, a colaborat cu anchetatorii și a scăpat ieftin. În penitenciare a fost unul dintre cei care s-au impus printre deținuți, chiar și cu pumnii, și se pare că ar fi cerut și taxă de protecție. Poate tocmai de asta, de curând, Miron Cozma se lăuda că l-ar fi făcut knockout pe contrabandistul impertinent în vremea în care împărțea camera cu el la Rahova. L-am rupt cu bătaia, când i-am făcut una, a murit de față cu directorul, povestește Luceafărul Huilei. După ce a ieșit din pușcărie, fostul sepepist s-a retras în județul Buzău, într-o casă impunătoare. O vreme a deținut o firmă de detectiv particular în oraș, când a fost găsit de jurnaliști în 2012, a ocolit subiectele delicate. E istorie. Acum sunt la pensie, sunt liniștit. Îmi place natura, grădinăritul, mă relaxează. Plantez și panseluțe. Cigareta e istorie, a trecut. Ce a fost, a fost. Acum mă joc cu câinii pentru cei din cercurile mondeni infracționale, a devenit un model de șmecherie pentru îndrăzneala de care a dat dovadă. În 1998, la izbucnirea scandalului Țigareta 2, Sorin Roșca Stănescu scria că serviciile secrete din întreaga lume își asumă în anumite limite contrabanda cu arme, cu diamante, cu stupefiante și cu tutun. E un adevăr bine cunoscut, chiar și de către cei neinițiați, că pe calea unor asemenea acțiuni ilegale de contrabandă, serviciile secrete își rotunjesc fondurile într-un mod semi-oficial, adică cu aprobarea tacită a conducerii statului. Și pentru că nu e așa gura păcătosului adevăr grește, cam așa au stat lucrurile și în privința unei mari părți din contrabanda cu țigări din România. Nu e întâmplător că în aprilie 1998, după câteva zile de la izbucnirea scandalului Țigareta 2, 74% dintre bucureștenii chestionați erau convinși că se încerca mușamalizarea afacerii. Și cu toate astea există încă oameni care mai cred că Nicolae Ceaușescu nu a știut ce se petrecea în realitate în țară, pentru că era dezinformat de către cei din jurul său. După cum există oameni care încă mai cred că Ion Iliescu a fost personajul providențial pentru România anilor 90, un om fără a cărui implicare pur și simplu nu se putea și care nu era la curent cu jafurile perioadei. Și asta pentru simplu fapt că primul a fost lichidat din ordinul celul de-al doilea, iar cel de-al doilea pentru că nu a trăit pentru interese materiale. Totuși, ar fi o naivitate să credem că doi oameni cu anumite calități, care și-au câștigat pozițiile prin abilitate politică, viclenie și cinism, nu știau ce presupune sistemul în fruntea căruia se aflau. Pentru că nu avem de-a face cu doi monarhi nevolnici care să-și fi primit sceptrele prin naștere, ci cu oameni care au dat din coate pentru a ajunge în fruntea statului. E foarte clar că cei doi cunoșteau foarte bine cum funcționează mecanismul, chiar dacă nu erau la curent cu toate amănuntele care îl compuneau. Într-un noian de praf, nu e nevoie să vezi cum se așează fiecare particulă ca să știi că e praf. Deși a negat legătura sa cu contrabanda, Virgil Măgureanu a recunoscut că l-a informat pe Ion Iliescu despre acest fenomen, dar că el n-ar fi putut fi stăvilit din cauza lentorii justiției. Dacă nu ne raportăm strict o sensul la spusele sale, asta înseamnă că fenomenul era cunoscut, iar personajele din vârful puterii l-au tolerat și au tras foloase din el, de vreme ce pedepsele nu au fost pe măsură. Aruncarea responsabilității doar în seama justiției seamănă a diversiune. Mai mult, naivul și neinițiatul Constantinescu poartă la rândul lui, fie că admită sau nu, povara așteptărilor înșelate în a doua jumătate a anilor 90, o vreme în care structuri precum NATO sau Uniunea Europeană nu țineau de foame și nici nu suplineau dreptatea în ochii cetățenilor. În cele din urmă, putem spune că țigareta 1 și 2 au fost țigareta plus-minus infinit pentru că șirul acțiunilor de contrabandă de tot felul a fost nesfârșit în anii 90. Un amestec nociv de tutun și praf de pușcă, prizat frenetic de contrabandiști, politicieni și agenți secreți și inhalat pasiv de oameni. Cam atât pentru astăzi, le mulțumim din nou celor de la OTP Bank și noi ne vedem săptămâna viitoare.